Parând Gravel este o excursie pe care am planuit-o de multă vreme și, în vara lui 2022, s-a și întâmplat. Planul a fost ca, de-a lungul a 3 zile, să traversăm o parte din munții Parâng și Șureanu, pedalând cât mai mult pe drumuri neasfaltate. Bună dimineața! Unde suntem? Dan și cu Tamaș aici. Suntem pe Valea Satului. Am început... Îndreptându-se către Gâtul Berbecului. Gâtul Berbecului. Am început Parâng Gravel. De când era programată excursia asta? De ceva vreme a trecut? În sfârșit suntem în zona și nu-i deloc urât. Suntem încă pe asfalt. Ia zi, Tamaș, care e traseul de azi? Planul e de a trece pe lângă barajul Cică Gâtul Berbecului. Gâtul Berbecului. Drumul tot urcă până pe la 1600 de metri. Trecem pe la în dreptul pasului Tărtăreu de pe Transalpina, cred că. Avem Transalpina azi, un pic. Coborâm la șosea și după aia mai mergem un pic în jurul lacului Oașa. Așa, acolo așa. Ar trebui să ne oprim. Prima noapte, prima noapte lângă lacul de acumulare Oașa. Așa din satelit se vedea foarte frumos, avem unde sta acolo. Ce-am găsit la fața locului rămâne de văzut. Da, pentru că proba budincii este mâncat. Suntem la kilometru aproape 20, 18-19. Da, iar pentru azi avem în jur de 80 de kilometri. Cam cât să fie? Jumătate asfalt cu forestier? Mai puțin de jumătate e asfalt, dar mai mult de jumătate e urcat. Sună promițător. Deci suntem pe forestier, da? Am avut vreo 20 de kilometri de asfalt. Și suntem de 5 km deja pe forestierul spre lacul Negovan, se cheamă pe hartă. Am putea să spunem la tura asta de 3 zile turul lacurilor de acumulare. Primul izvor oficial. Era și timpul. Nu-i foarte cald, dar mi se pare că e foarte mare umezeala din aer. Păi avem 22 de grade, nu e rău deloc. Da, frumos! Gravelul. A fost ceva urcare până aici. Suntem la 1600 altitudine. Și ce diferență de nivel am avut până aici? Am urcat 1170 la mine și am coborât 62 de metri. Asta e țara lemnelor. Deci ne-am intersectat și cu Transalpina odată pentru ziua de azi. Da. La kilometru 60, parcă. Ceva aia de genul era ăsta. Mutarea spre pasul Tărtărău. Da. De acolo vine coborârea spre Ogârșia Lotului. Și acum suntem la kilometru 65 sau 66. Coborâre spre lacul Oașa. Ce ziceai, că e doar coborâre până acolo sau ce ți arată? Nu, după aia ultima porțiune va fi așa bălurită. Ok. Cât? Ultimii 59 de kilometri? Trebuie să mă opresc ca să mă uit, nu pot. Nu, glumea cu tot. Tamaș, ia zi. E Bear Country pe aici? Nu. Dacă ăsta nu-i Bear Country, nu știu ce e. Deci
Pustietatea pustietății maxime. Deci gata, ziua de azi. O zi excelentă de vară, fără temperaturi excesive, prea mult. Nu a fost rău, 25-27, parcă nu a fost 30. 30, dar ne-am traversat repede. Da. Și uite ce loc de cazare am găsit. E lux. Dar nu chiar rulotele, ci locul ăsta, așa, pur și simplu. Da, uite, avem și robinet. Apa nu curge, dar poate punem noi din lac. A. Din lac și ne spălăm acolo? Nu știu. Nu, pentru că avem apă potabilă și trebuie să gătim. Tamaș, unde ești? Pe tărâmul viselor. Unde ești? Ce s-a întâmplat cu... A venit un... Ce s-a întâmplat cu cazarea noastră deosebită? Păi am făcut un upgrade. Aici avem un adevărat acoperiș deasupra capului, ceea ce a fost foarte necesar, că a plouat mult mai tare decât am crezut, am anticipat, eu cel puțin cât m-am pregătit și ar fi fost la sol fără această copertină. Da, ploaia de la ora 3 programată n-a fost, ceea ce a fost foarte bine. Am putut să mergem foarte frumos până la Lake Oasha, cum spune pe Meteo Blue. Și după ce ne-am cazat și am mâncat și am fost fericiți, a început torențiala. Torențialele, că veneau în reprize, nu se da, mai... Da, au fost 6 reprize. N-am mai văzut. Nu se mai opreau. Așa că am apelat la bunăvoința oamenilor de aici. Gazdei. Am parcat lângă o casă mare. Și acum avem aproape tot confortul. Da. Așa că mâine dimineață putem să ne continuăm... excursia spre Jina, Dobra, să urcăm, de fapt în a treia zi urcăm Jina. Noapte bună! Noapte bună! Gata, începem. E un fel de mulți. S-a de umflat o saltea de plajă. Bă, cu cristie! Apa! Bună dimineața la ora 10! Deci fără un sfert. Matinal. Cum a fost după prima noapte petrecută în sălbăticie? N-a fost deloc sălbăticie sub terasa aia acoperită. Și cu neoane foarte da. Luminoase. Da. No, băi. N-a fost așa aventuros cum mi-am imaginat înainte de plecare. În același timp a fost bine. Da, păi ați văzut, stimații telespectatori, că noi am vrut să stăm acolo unde era frumos, pe malul lacului. Ne aranjasem totul, hamacul era instalat. Dar... ploaia ne-a cam schimbat planurile. Practic nu ne-am făcut bine planurile. Eu așa înțeleg. Păi, teoretic, supraviețuiam acolo, că nu ne-ar fi plouat. Nu știu. Dar am ales să tragem la casa de lângă, la cantonul de lângă șopronelul ăsta unde am găsit loc.
cumva, am căutat pe Google Maps, am găsit un mic restaurant în spatele sediului, nu spune... Tesei. Ok. Tesei, și acum o să ne întoarcem, 2,5 km până la forestierul ăla, stânga și tot la deal. 10 km cu cale. 10 km la deal. Nu ne-a pus nimeni. Nu, este aventură, este aventura Parent Gravel. Uite ce sat cocoțat. Mai departe, un pic de urcare la stânga acolo. Ia uite, păcuțele, șalterii și-au încheiat ziua? Și-au încheiat ziua de lucru? Bravo! Uite și pe domnul cowboy. Bună ziua! Bună ziua! Seara! Coborâți la vale? Coborâți pe Șugag? Pe partea cealaltă? Da. Mai e mult până la Șugag? Mai e? Mai e. Dar mereți pe șoseaua? Păi coborâm în Transalpină și după aia, da. Ah. Da. Păi acum coborâți la Strungar. Da, da. Treceți peste Răchita. Da. Ajungeți la Sășori. Așa și... Mergeți la deal, Căpâna, Șugag, da. Așa și... Dobra. La Dobra ne oprim. Până la șosea la Dobra ne oprim. 10 km. Da, dar treceți la Strungar, treceți pe Sărăchita, nu luați la stânga către Pian. Da, 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 nu către Pian. Da, da. Așa, da. Așa aveam planul. E uscat. Nimic? Apasă mai cu încredere. Da, vine. Vine? Vine ceva. Ceva vine. Ah, bun, bun. Ia uite. Hello. Ultima zi din Parent Gravel a fost diferită față de ce ne-am propus. Întrucât a plouat, nu am mai reușit să urmărim planul inițial, care presupunea tot gravel și traversarea pe platoul Guga Mare-Guga Mică până la lacul de acumulare Gura Râului și apoi mai departe pe valea Râului Cibin. Da. Totuși, ceva am reușit să facem din planul inițial, mai precis celebra cățărare dintre Dobra și Jina. Astfel, am ținut asfaltul și am luat la rând satele din zona mărginimii Sibiului până înapoi în sadul de unde plecasem cu două zile înainte.